Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a decis marți noi măsuri restrictive pentru comunele Capul Câmpului, Horodniuc de Sus, Panaci, Pârneștii de Jos, Râșca, Sadova, Vadul Moldovei și Zamostea, unde incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3 la 1000 de locuitori și pentru municipiul Rădăuți, orașul Gura Humorului și comunele Cacica, Horodniuc de Jos și Mușenița, unde incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la 1000 de locuitori. Astfel, prin hotărârea numărul 64/10 din luna noiembrie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-au adoptat o serie de măsuri care să diminueze impactul de risc la nivelul comunelor Capul Câmpului, Horodniuc de Jos, Horodniuc de Sus, Panaci, Pârleștii de Jos, Râșca, Sadova, Vadul Moldovei și Zamostea, unde incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3 la 1000 de locuitori și pentru municipiul Rădăuți, orașul Gura Humorului și comunele Cacica, Horodniuc de Jos și Mușenița, unde incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la 1000 de locuitori pe o perioadă de 14 zile. Excepție fac municipiul Rădăuți și comuna Mușenița, în privința cărora s-a dispus prelungirea măsurilor adoptate anterior. Orașul Milișăuți, în comuna Poieni-Solca, analiza a evidențiat faptul că după termenul de 14 zile în care au fost adoptate măsuri suplimentare, incidența acumulată a cazurilor permite ridicarea restricțiilor, astfel încât din data de 10 noiembrie 2020 s-a hotărât încetarea acestora. În localitățile unde incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la 1000 de locuitori, se aplică următoarele restricții corespunzătoare ratei de infectare. În aplicarea prevederilor articolului 1, punctul 6 din anexa numărul 3, la hotărârea de guvern numărul 856 din 2020, organizarea și desfășurarea activităților în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte este interzisă. În aplicarea prevederilor articolului 6, punctul 1 din anexa numărul 3, la hotărârea de guvern numărul 856 din 2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor este interzisă. În aplicarea prevederilor articolului 7 din punctul 2 din anexa numărul 3, la hotărârea de guvern numărul 856 din 2020, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unități în intervalul orar 5-21. În aplicarea prevederilor articolului 6.3 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 856 din 2020 pentru operatorii economici prevăzuți la articolul 2 litera B și C se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturi alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective. În aplicarea prevederilor articolului 6.5 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 856 din 2020, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, astfel cum sunt definite de hotărârile de guvern numărul 935 din 2020. În aplicarea prevederilor articolului 6.6 din anexa numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 856 din 2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci. În aplicarea prevederilor articolului 9, punctul 2 și punctul 6 din anexa numărul 3 la hotărârile de guvern numărul 856 din 2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate. Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica în mod corespunzător hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.